program susținut de Sanofi. Bună seara domnilor, domnilor, ora 19, partea a doua a emisiunii Special B1 TV, dedicată imunizării. Toamna este și sezonul răcelilor și al gripei. Vom discuta despre cine și de ce trebuie să se teamă cel mai mult de îmbolnăviri, dar și despre cum ne putem proteja sănătatea împreună cu invitatul meu special. Alături de mine în această seară este directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase, profesorul Dr. Matei Balș, domnul profesor Adrian Marinescu. Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc pentru prezență! Bine găsit. Medic primar boli infecțioase. Domnule doctor, pentru că aveți evident vasta experiență în acest domeniu, spuneți-ne puțin ce înseamnă acest sezon gripal în România, pentru că ieri era vară, astăzi ne îndreptăm așa spre toamnă, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor tot coborâ. Bine, indiferent că vor coborâ și pe un vor mai crește, tot nu vom scăpa de sezonul de viroze respiratorii. Nu numai că nu e noutate, avem în fiecare an, cred că ne-am obișnuit, și nu e ceva ce ține doar de România. Se întâmplă peste tot. Dacă ne întoarcem la, la ce ne interesează, până la urmă nu e un capăt de țară și spuneați dumneavoastră de ce anume să ne teme eu, temem. Eu cred că nu ar trebui să ne temem de nimic. Cu coenția să ne și protejăm. Acum discutăm sigur de vaccinare, dar în aceeași măsură discutăm și de lucrurile pe care le putem face și încă să ne protejăm. Că până la urmă e important și să avem să respectăm regulile de igienă, chiar dacă e un clișeu. Se spune că spălatul mâinilor cu apă și săpun l-am tot învățat și de ce să-l mai repetăm? Adevărul că de multe ori nu o facem corect, la fel ca și cealaltă de reguli de igienă, nu ne izolăm în momentul în care avem simptome, trimitem copilul la școală, mergem la locul de muncă. De ce continuăm să facem aceste greșeli? Sau de ce continuăm în aceste greșeli? Bine, primul răspuns ar putea să fie, n-am o explicație Așa. Avem niște argumente, probabil, de moment. Ne gândim că dacă cel mic nu merge la școală, poate pierde orele, pot fi discuții cu colegii sau la școală sau la locul de muncă. Trebuie da. să stea cineva cu el acasă, nu pot eu lipsi de la corporație, nu pot să-mi iau liber. Liber, exact. Dar trebuie să ne gândim că dacă cel mic are simptome, înseamnă că toți și din casă vor face. Deci chiar dacă vreau să mă feresc și să nu pierd o zi sau o două, s-ar să fie chiar mai rău. Să mai am în casă și bunici, persoane care au boli cronice. Problema este cea mai mare greșeală că în momentul în care ai simptome și nu știi despre ce e vorba. Poate că e gripă, e o altă viroză. În toate cazurile, ceea ce se transmite, vei transmite și celor din jur. Asta înseamnă că bunicul care are poate boli cronice, are o anumită vârstă, s-ar putea să facă o formă severă, din păcate. Ce înseamnă acest sezon gripal în România? Cum a fost anul trecut, da? sezonul gripal 2023-2024, uh, ca să înțelegem noi ca și număr de persoane care au venit uite, la Matei Balș, la camera de gardă, care da, au fost uh, trecuți acolo, testați și trecuți cu gripă, uh, câți au necesitat uh, internare, care erau categoriile vulnerabile? Ar fi trei lucruri de spus. În primul rând că niciun sezon nu înseamnă neapărat cu ce a fost înainte. Și întrebarea pe care o aud extrem de des, cum va fi următorul sezon? Și eu am următorul, de fapt, în întrebare, are o altă întrebare. Spuneți-mi câți oameni vor fi protejați prin vaccinare ca să vă spun cum va fi acel sezon. Pentru că, Corect. din păcate, nu suntem protejați la nivel de populație, mai ales la populația vulnerabilă, mă refer, și atunci e și motivul pentru care un sezon de gripă atase cap de sub control. Asta e primul lucru. Al doilea, ca o statistică, în momentul în care am un număr de pacienți, hai să spunem că sunt 100 de pacienți care au gripă, dintre ei probabil că nu vor ajunge toți la spital. Poate că vor ajunge jumătate, ceilalți vor rezolva acasă mai ușor sau mai puțin ușor. De cele mai multe ori, cei care ajung la spital, cu ce simptome vin? Adică, deci, e o formă pe care ei nu o pot gestiona acasă, poate. Zic, domne, am așa o răceală, nu știu ce să mai mă fac cu ea. Ce înseamnă în simptome și cât de severe sunt? De ea a făcut să vină la camera de gardă de la Balș. O să vă explic și legat de faptul că nu întotdeauna ajung cei care trebuiau să vină la camera de gardă. Dar apropo de simptomatologie, e destul de ușor. Cine a trecut prin gripă odată, este suficient să o recunoască și a doua oară, pentru că este acea boală care te pune la pat, înseamnă nu numai febră, dureri musculare sau articulare, înseamnă o stare generală care e proastă de multe ori, e senzația că ai fost bătut și lucrurile se pot schimba de la un moment la altul. E posibil ca dimineața să fii bine și după amiază să ai o simptomatologie severă. Nu mă refer la formele severe neapărat. Atunci deci, oamenii sigur pot veni. Dar vă povesteam că sunt și tineri care puteau rezolva poate cu medicul de familie sau puteau rezolva acasă și ajung la o cameră de gardă unde de cel mai multe ori așteaptă ore, pot fi multe ore în timpul sezonului gripal. Există și extrema, sunt persoanele în vârstă sau cei cu boli cronice care ar trebui să ajungă la spital pentru că aveau la un moment dat o formă severă, nu respirau bine, vă aduceți aminte, discutam și în COVID, acele persoane au practic insuficiență respiratorie și de multe ori vin foarte târziu la spital. Deci cumva sunt două extreme. Acum, nu știu, vorbim și din experiență personală, perioada de după COVID sau și acea perioadă pandemică mi-a dus în casă pulsoximetru. Acum, de fiecare dată când avem așa tuse, orice membru al familiei, pac, punem degetul acolo, măcar să știu că suntem bine cu plămânii, că avem saturație de oxigen bună, nu dăm buzna nu la camera de gardă unde nu e chiar nevoie să ajungem noi cu toții acolo, stând ore în șir și aglomerând camera de gardă. Pentru că spuneam că sunt categorii expuse la gripă. Hai să le luăm așa, pe rând, în, în funcție de vulnerabilitatea lor. Cu cine începem? Vârstnicii păi. sunt cei mai expuși? Nu ne-aș face neapărat un nu? clasament. Ai spune că la nivelul populației României, că noi vorbim de ceea ce se întâmplă la noi, e un procent important care înseamnă așa. Toate persoanele care au peste 60 de ani, din start, indiferent că au sau nu boli cronice, înseamnă populație vulnerabilă. Oricine are o afecțiune cronică, chiar dacă nu are 60 de ani. Deci dacă ne gândim că de cel mai multe ori persoanele care au o anumită vârstă au sigur și boli cronice și dacă facem un calcul, cei care au poate 40 de ani și au o afecțiune asociată, cei care au peste 60 de ani cu sau fără boli cronice, veți vedea că e un procent extrem de important, ceea ce înseamnă că mulți dintre noi sunt vulnerabili. Care sunt cele mai frecvente complicații cu care ne putem trezi în acest, în sezonul gripal, în fond. Bine, ar trebui să înțelegem că, în mod clar, gripa nu e o simplă viroză. Și cred că, după experiența multor ani, fiecare dintre noi știe că atunci când vorbim de gripă, situația poate fi mult mai complicată. Gripa înseamnă, până la urmă, o boală care se referă la întregul organism. E adevărat că nu toți vom face forme severe. Dar de la complicații pulmonare, complicații neurologice, și până la momentul în care virusurile gripale determină o infecție, care este practic generalizată, că există situații în care am sepsis, plecând de la virusurile gripale, sunt acei pacienți care ajung în terapie intensivă, care ajung cu complicații majore și care, din păcate, își pun viața în pericol. Se știe foarte bine că în aceste cazuri, sigur, nu e un procent, poate, foarte important. Dar sunt oameni care se prăpădesc, din păcate, din cauza gripei și evident că imensa lor majoritate sunt persoane nevaccinate. Bun. Expunându-ne riscurile legate de gripă, trebuie să le aducem în atenția telespectatorilor noștri și mijloacele de protecție. Imunizarea prin vaccinare. Ca să știți cât de sever va fi sezonul gripal, trebuie să știți, nu? Câți vom Câți fi vaccinați. vaccinați. Corect, exact. Uh câți români se vaccinează. Ce cum ne arată trecutul nostru medical statistic? O să, o să vă dau următorul exemplu care în păcate e destul de trist. Dacă vorbim de populația vulnerabilă, discutam și mai devreme. Organizația Mondială a Sănătății spune că o protecție corectă la nivelul populației înseamnă 75% dintre cei care sunt vulnerabili. Să știți că în România, dacă ne uităm în ultimii ani, cred că suntem undeva la o treime. Din necesar. Cred că spune extrem de mult. Practic, din trei persoane vulnerabile, două sunt nevaccinate. Și sunt acele persoane care vor face forme severe cu complicații, își vor pune viața în pericol, și de acolo se vor selecta și cazurile care ajung în terapie intensivă și poate chiar și la deces. Deci, cred că spune foarte mult când vorbim de, de cifra. Cred că la fel de mult și de des trebuie să le spunem românilor. La ce ajută această imunizare? Pentru că toată lumea și, și în pandemia COVID-19, de ce să mă vaccinez dacă tot fac COVID? De ce să-mi fac vaccinul gripal dacă tot voi face gripă? Bun. Pentru că totuși ai niște beneficii. Noi le-am trecut și noi așa pe un carton pentru a le vedea și a impacta și telespectatorul, dar să le luăm pe rând. Dacă regia are și acest carton grafic, îl vom vedea de îndată. Pornim de la reducerea riscului de îmbolnăvire, pe de o parte. Da, aș mai face o completare Așa. înainte. Când vorbim de vaccinarea antigripală, e o diferență față de ceea ce aveam la COVID. Pentru că în acest caz, de cele mai multe ori se reduce riscul de îmbolnăvire. Adică cei mai mulți dintre persoanele vaccinate, vom discuta cine și cu ce se vaccinează separat, riscul de a face gripă este extrem de mic. Deci, din start, un element extrem de important. Practic, dacă totuși fac infecția, va fi o formă cu minte, care nu înseamnă complicații, nu înseamnă practic lucruri care într-adevăr să mă impacteze. Aici nu vorbim de severitatea simptomelor, că am febră mare, că două, trei zile sau cinci uh, am o stare proastă. Eu vorbesc de lucrurile care într-adevăr pot pune probleme reale. În plus, dacă sunt vaccinat și nu mă infectez, evident că nu voi fi nici sursă pentru ceilalți de transmitere program într o școală, într o grădiniță, la un loc de muncă unde suntem toți împreună, gândiți vă ce înseamnă riscul să am pe cineva bolnav, că va transmite cu o mare probabilitate la toți cei din jur dacă nu sunt vaccinați. Acum, ca să aibă imaginea de ansamblu o familie, dacă unul dintre membrii familiei are gripă, riscul ca ceilalți membri ai familiei să facă gripă este este estimat științific? Absolut, e extrem de mare. Vorbim de persoanele care nu sunt vaccinate. Absolut. Și știți că de obicei într-o familie e vorba de principiul vaccinării. Dacă lipsește, nu se vaccinează nici cel mic și nici bunicul. Deci riscul e practic 300%. În momentul în care îi vin împreună și au un contact nemijlocit. Este evident. Bun, spuneți că nu sunt deloc bine la acest capitol de a ne vaccina inclusiv la categoriile vulnerabile, vă întreb însă, pentru că au mai tot fost făcute schimbări în ultima perioadă vis-a-vis -vis de accesibilitatea acestor vaccinuri. Pe de o parte, compensate, le putem lua, da, direct de la farmacie cu o rețetă de la medicul de familie respectiv, chiar medic specialist? Da, deci... important, important de spus. Bine, înainte de toate, eu cred că e vorba de principiul vaccinării. Adică deci ar trebui să nu ne mai opunem și ar trebui să găsim totuși să ne luăm informațiile din sursele credibile. Dar nu e vorba nici de a politiza principiul vaccinării. Practic, a lua informații din locuri care nu au practic nicio credibilitate, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe. Acum, apropo de cum spuneați, lucrurile sunt mult mai ușoare în România. Practic, orice medic care are contract cu casa de asigurări de sănătate poate să dea o rețetă pentru orice pacient. Da? Deci nu trebuie să fie neapărat. Medic, un medic. de familie. Nu uh -huh. mai medic de familie. Am înțeles. Deci Orice nu medic trebuie specialist Orice medic din, specialist. din România, da? Înseamnă că putem obține ușor rețeta și putem să ne facem vaccinul. Al doilea aspect important, sunt destul de multe farmacii, doar că ne-am dorit să fie toate sau mai multe, care pot să ne administreze vaccinul în măsura în care e o problemă legată de administrare, da? Am primit rețeta, am luat vaccinul din farmacie și vreau să-mi-l fac cât mai repede. Și ar fi bine să o fac în octombrie, că probabil și aici e o întrebare. Când mă vaccinez? Clar că trebuie să o fac cât mai repede, o voi face în octombrie, pentru că am un interval de până la 14 zile, până în momentul în care am efectul pe care îl doresc, adică obținerea anticorpilor. Și atunci e momentul să mă vaccinez. Și am aceste variante care totuși sunt la îndemână. Au început românii să cunoască totuși această simplificare a mecanismului de intra în posesia vaccinului gripal și să-l folosească, sau încă considerați că e loc de mai bine? Având în vedere statisticile, am zice că. Pe e acum, loc. Cum preferați să iau? lați fie latră optimistă sau aia care e mai pesimistă? Aia, aia optimistă, aia optimistă. Lucrurile nu se mișcă așa cum ne-am dorit, dar evident că se învață. Nu cum să nu știem în momentul în care merg la medicul de familie și le explică au aceste informații, cred că ar trebui să fie destul de clar. Și, problema dacă anul acesta știi că lucrurile stau într-un fel, va fi mult mai simplu la anul, nu? Deci, logic, ar fi ca de la un an la altul să fim totuși mult mai bine informați. Însă să vă spuneam, e vreau până la urmă de a înțelege principiul vaccinării și utilitatea lui. Și povesteam noi și înainte, la pauză, că cel mai simplu e pentru o persoană care are un istoric de vaccinare, și în momentul în care s-a vaccinat și îți spune că în ultimii 10 ani, de când se vaccinează, fie n-a făcut gripă, fie au fost forme ușoare, cred că spune extrem de mult. Și la fel de important este în continuare să se știe că sunt categorii de persoane care primesc vaccinul gratuit, începând cu minorii cu vârste de peste 6 luni, da? de la 6 luni putem vaccina și bebelușii. Așa este. Subcutanat. După care continuăm cu gravidele, intră și ele în această zonă. Și aici punem un semn exclamării. Gravidele, da, trebuie să fie extrem de atente să se uh, vaccineze. Uh, cu atenție, regia, dacă are și acest carton pregătit, persoanele între 19 și 65 de ani aflate într-o categorie de uh, boli cronice, cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, lista este destul de Indiferent lungă. Indiferent de ce boală cronică vorbim. Indiferent de ce boală cronică vorbim seniorii noștri, persoane de peste 65 de ani, de asemenea, au gratuitate și personalul medical. Absolut, și acolo chiar extrem de important, cred că ar trebui să fim primii care se vaccinează, pentru că este important să ne protejăm, tocmai pentru că vrem să-i ajutăm pe cei care sunt în jurul nostru. Să știți că s-ar putea ca în viitorul apropiat să avem și schimbări care să ne ajute și mai mult și vom discuta acest lucru și la cei care au peste 60 de ani. În cazul lor vom discuta de varianta de vaccin Superman sau high dose și care e de asemenea utilă și vom vedea că aria va fi mai largă. Probabil că în săptămânile care urmează chiar vom avea concret aceste lucruri. Spuneți-ne, domnule doctor. Ați zis că imunizarea ar trebui făcută undeva acum în octombrie, două săptămâni avea timp pentru a se a se forma a... perioada maxima. anticorpii perioada maximă, da. Perioada maximă cât ne oferă protecție vaccinul gripal? Răspunsul e foarte clar, nu este nevoie să mă revaccinez în același sezon. Deci, în principiu, ce se va întâmpla în acest sezon, care de obicei ține până în aprilie, chiar dacă sunt mai puține cazuri atunci, este suficientă protecția pe care o am atunci când mă vaccinez în octombrie, de exemplu. Uh, și la fel uh, de interesant de știut, uh, în anii trecuți nu, se mai, nu prea se găseau vaccinurile, pf, au rămas nevaccinați, au vrut să se vaccineze, ne mai vaccinăm și în ianuarie, în februarie, dacă atunci le găsim? Cu siguranță că da. Dar să știți că și anul trecut situația a fost destul de bună. Poate cu anii în era mai cu complicat. Da. Uh, clar că e bine să ne vaccinăm în octombrie, că acest lucru la nivel de populație înseamnă practic un sezon care să fie mai ușor, dar nu înseamnă că nu pot să o fac individual în ianuarie, în februarie, în orice moment, mă gândesc că aș putea să fac gripă. Bun. Uh, dumneavoastră, ca și medic, dacă ne uităm la persoanele vulnerabile, la, uite, persoanele în vârstă, eu să zic așa, eu în familie mature. Așa. mature uh, mai am aici de lucrat cu imunizarea pentru, pentru, pentru gripă. Ce i-ați spune unui pacient ca să-l convingeți că în perioada următoare, da? Din octombrie încolo ar fi bine să ajungă la medicul de familie sau la un medic specialist să se imunizeze. Păi, spune foarte clar în felul următor, la cineva care e matur și cu boli cronice, în momentul în care face gripă, din păcate, poate să ajungă la deces. Poate să ajungă la niște complicații pe care să nu le rezolve. Deci își pune viața în pericol. Dacă nu s-a întâmplat cu un an înainte, știți că până la urmă lucrurile țin de noroc, nu înseamnă că nu se poate întâmpla și e suficient să fie odată o formă severă de gripă. Și al doilea aspect, dacă vorbim de cineva care are în casă un bunic, cu atât mai mult se gândește la protecția persoanei care e într-adevăr vulnerabilă. Da? Chiar dacă un tânăr poate că nu va face formă severă, deși nu e o regulă, s-a putea întâmpla și pentru el, în momentul în care îi transmite persoanei din casă, care are boli cronice, are o anumită vârstă, Până la eu cred că este și o responsabilitate pentru el în raport cu persoană care poate să facă o formă severă. Este și o vorbă de a conștientiza riscul de a transmite către aceste persoane. Da, ne uităm și spuneați, amintiți de acest procent recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, 75% un grad de imunizare minim. minim. Da. Suntem la doar două. Nu, o persoană din trei care se vaccinează. Da din această categorie? Există un calendar? Ne-am propus sau nu știu, la nivel de țară România țintește ca în următorii ani să ajungem din trei vulnerabile, toate trei să fie vaccinate? Evident că da. Până la urmă acele cifre cine, se referă și la cine România. Cine să lucreze să crească acest procent? Medicul de familie să fie mai proactiv. Medicii specialiști, de asemenea, cum prinde un pacient în, în, cabinet să-i spună au venit vaccinurile, merge să vă vaccinați, uitați rețeta. Toată lumea și nu doar medicii, și mass media, toată lumea de potrivă, autoritățile în general și politicienii. Problema este, înseamnă o protecție în cazul unei probleme care poate fi un risc real pentru sănătatea publică. Deci, problema gripa, gândiți-vă, că sunt luni de zile, în care avem riscul de a face gripă. știți că am avut cazuri și în vară, adevărat că sunt excepționale. De deci dacă să facem un calcul că din octombrie, inclusiv luna aprilie, putem avea cazuri de gripă, e o problemă reală de fiecare dată. Și se repetă în fiecare an, nu ceva ce ne găsește sau trebuie să ne găsească nepregătiți. Că știm, avem experiență din ce a fost înainte. Când vorbim de vaccinare, de intenția de a imuniza familia pleacă de la, nu știu, cap, familie care se documentează, citește, vorbește cu medicul de familie, are experiențe de jur împrejurul său, vede astfel de cazuri și zice, băi, poate că n-ar fi rău, măcar să încep și eu anul ăsta să mă vaccinez. Bine, asta e varianta fericită. Fericită. Că sunt ceilalți care că nu noi mai dăm asta. în sezonul gripal imagini din camerele de gardă, sufocate, cazuri de gripă, uh, nu impactează și, și, acestea, nu, nu îi pun pe gânduri. Ba da, dar e altceva să ai exemplu personal. În care cineva din familia ta, din păcate, a ajuns la ce a fost mai rău, sau dacă ție ți s-a întâmplat că în anul precedent să ai o formă totuși severă care spune probleme, și să stai internat și să treci cu greu peste episod, probabil că e mai ușor de um, să fie practic un exemplu. Exact ce spuneam legat de principiul vaccinării. În momentul în care plec de la ideea, care eu cred că e preconcepută, că nu mă vaccinez pur și simplu, nu contează că e antigripal sau altceva, că putem discuta de multe alte situații pe care le pot evita prin vaccinare, Cred că e destul de complicat, indiferent că sunt imagini la camera de gardă sau chiar exemple din familie. Mă uit, încercam să dau acum rapid o căutare pe Google să văd ce, ce știri vin când spui de imunizare, vaccinare antigripală. În unele zone a început această vaccinare, se vorbește în unele, ba chiar din septembrie să facem... Important e să facem această vaccinare antigripală. Uh, Spuneți-ne dacă ar, am putea să zicem așa, anul trecut a fost un an gripal sever? Nu, n-am putea să spunem, dar uh, s-a nimerit. Pentru că, până la urmă, știți bine, că ceea ce se întâmplă cu virusurile gripale dintr-o anumită sezon este și o loterie. da. Cum se întâmplat și cu coronavirusul. urmă, nu poți să știi de la început ce modificări pot să apară poți să tragi o concluzie în momentul în care a trecut sezonul, ești în luna mai și te gândești și analizezi ce a fost anterior. Dar nu e important să gândești la ce a fost în urmă. Ideea e să ai o prognoză și să ai o modalitate prin care previi o situație complicată. Da? Faptul că anul trecut n-a fost un sezon gripal foarte greu, nu înseamnă că nu poate fi acum. Deci ideea este ce poți face în așa fel încât să nu se întâmple la nivel de autorități, la nivel de conștientizare, ce fac eu la nivel de cetățean, în familie și așa mai departe. Există o diferențiere în privința acestei imunizări gripale urban versus rural? Se vaccinează mai mult în urban, în rural? Aveți astfel de informații? Da, în principiu, vaccinarea, sigur că e în urban, mai, în mai mare măsură, deși, gândiți-vă că populația matură e mai degrabă lasată. Deci sunt mai mulți oameni în vârstă care sunt vulnerabili, au nevoie să fie vaccinați, deci cumva situația poate chiar e mai complicată la sate și ar fi important de, de veni cu informația. Și acolo de multe ori e destul de greu, apropo de sursele care să fie într-adevăr de luat în calcul. Suntem uh, cu un pas înaintea de luna octombrie. Am văzut recent uh, institute prin lege și săptămâna prevenției gripale în prima săptămână a lunii octombrie. Că tot ne-ați recomandat că ideal ar fi să începem această imunizare împotriva gripei chiar din luna octombrie. Cum credeți că va încuraja vaccinarea antigripală această, iată, inițiativă în fond de prevenție, o săptămână a prevenției gripale? O inițiativă foarte bună, pe este un mesaj. Și faptul că în fiecare an vom avea o săptămână dedicată gripei, sigur nu va schimba lucrurile peste noapte, dar este practic un plus și un mesaj care vine din partea oficială. Și ar trebui să conteze. Mai ales că ar trebui să fie un exemplu sau un moment de început. Ar trebui să știm de fiecare dată că în prima săptămână din octombrie pornim în forță cu vaccinarea. În primul rând, cei care au probleme de sănătate, cei care au anumită vârstă, dar și noi ceilalți. Noi ceilalți suntem mai berbeci, să zic așa, domne, eu sunt mai tânăr, mai sănătos, solid, nu mă lovește pe mine Categorică gripa. da. Da, de la asta plecăm. Până când ne da? se întâmplă ceva, în să ne explice că nu e chiar așa, mai ales că de multe ori considerăm că suntem, cum spuneți dumneavoastră, Uh, Încă părținați că, că suntem în nu, nu de -asta ar... vârstei, nu mă lovește pe mine cu o gripă, o duc eu. Asta odată, dar s-ar putea să constatăm că nu suntem chiar atât de sănătoși. Știți că e o discuție. E sănătoasă doar acea perioadă, persoană care nu se caută suficient de mult. Pentru că sunt oamenii care sunt de vârstă medie și care pot avea de asemenea probleme și care ar avea și afecțiuni cardiace și nu se caută. Sunt hipertensivi, au poate diabet. Deci și în aceste cazuri ar putea să fie un risc real pe care ei nu-l văd la acel moment. Vorbim și am insistat un pic și pe această imunizare a persoanelor vulnerabile, cu în speță a persoanelor în vârstă. Știm că există mai multe vaccinuri disponibile, se găsesc, înțeleg, deja în farmacii. Sunt compensate, au fost evaluate, autorizate, deci cu încredere. Există totuși și niște seruri, înțeleg, așa speciale pentru persoanele în vârstă, care le oferă o imunitate sporită ne vorbind acum, mărci, branduri și așa mai departe. Ce ne ziceți despre ele? Păi haideți să vedem de ce ne trebuie o astfel de variantă specială, cum ați spus. Pentru că, din păcate, persoana care are un sistem imunitar deficitar, adică persoana care are o anumită vârstă, cei cu boli cronice, în momentul în care se vaccinează, efectul pe care îl au prin producerea de anticorp este mai redus. Adică, în cazul celor persoane, trebuie să vin cu o variantă de vaccin care să fie mai puternică, da? Adică să fie cu un nivel de, cu mai multe antigene. Deci este ceea ce se numește high-dose, da? Adică acel vaccin, exact cum spuneați, care e special, eu i-am spus Superman la început, ar trebui să fie folosit tocmai la aceste persoane care au mai mare nevoie. Adică persoanele care au peste 60 de ani, în momentul de față vorbim de peste 65, dar vă spuneam că în curând Uh, oricine are peste 60 de ani se consideră care avea nevoie de acest vaccin. Foarte important. Deci vă ce procent din populație, un procent important din populația României, sau cei care au uh, boli cronice, măcar o afecțiune. Deci toate aceste persoane ar avea nevoie să fie ajutate cu acest vaccin. Pentru ceilalți, rămâne varianta standard. Să înțelegem ușor. Am o variantă standard care e foarte bună pentru acele persoane, și varianta high-dose. Cele două merg într-un echilibru. Logic ar fi să le am pe amândouă în farmacie, să le am în îndemână și să le folosesc după cum vă spuneam. Sigur, dacă la un moment dat nu există decât varianta uh, normală, o voi folosi pe aceea. Uh, iar uh, pentru cei care, spuneam, uh, sunt în floarea vârstei și zic că nu-i lovesc pe ei uh, uh, gripa, de ce să mai dau bani? Că aici mai trebuie să dăm bani. Da, aici cumpărăm vaccinul, nu este compensat, nu e gratuit. Nu e o cheltuială mare, adică e o investiție în sănătatea fiecăruia dintre noi, nu? Spune Așa ar trebui văzută, nu ca o cheltuială, ca o exact. investiție. Și ai spune că este o sumă minimă față de cât pierd de momentul în care trec prin boală și dacă sunt o persoană tânără, hai să presupunem că nu ajung cu o formă severă în terapie intensivă, dar poate voi avea nevoie de internare pentru o perioadă de timp Va fi sigur o perioadă de convalescență, deci practic nu va avea energia necesară de a-mi face activitatea zilnică. Deci cred că în felul acesta voi pierde mult mai mult decât acea investiție în vaccin. Iar în perioada asta de convalescență, recuperare este și a scurtată, nu? Datorită imunizării. Absolut. Și ăsta e un alt lucru pe care am omis să-l punem. Nu, dacă se întâmplă să mă îmbolnăvesc, deși un procent destul de mic, este o formă ușoară și, bineînțeles, că și perioada pune? de revenire e mai scurtă. Dar mai gândiți-vă la un aspect. Dacă eu nu mă vaccinez în octombrie, e un interval foarte lung în care pot să mă infectez. Chiar dacă nu o voi face până la anul nou, dar intensitatea cea mai mare pentru sezonul gripal, de obicei, este în ianuarie, chiar spre februarie, da? Bun. Deci gândiți-vă câte luni am la îndemână, din păcate, să fac totuși boala. Mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte interesantă, pentru tot ceea ce ar trebui să înseamnă o pregătire în familiile fiecăruia dintre voi pentru acest sezon gripal. Despre vaccinare, vaccinarea persoanelor vulnerabile, dar nu numai, vedeți-le ca și o investiție pe care le faceți în sănătatea fiecăruia dintre voi, și nu ne neapărat ca o cheltuială, un timp pierdut, mers la medicul de familie sau știu eu ce, vă gândiți fiecare. Mulțumesc, domnule doctor Adrian Marinescu, pentru prezență. Scurta pauză publicitară, ne întoarcem! program susținut de Sanofi.